și bine v-a regăsit! Clipul de astăzi este cu și despre cumpărături de Black Friday, despre cadouri, despre idei de cadouri și așa mai departe. Am cumpărat și la reducerile astea speciale de Black Friday, dar și parțiale și facem așa un haul cu de toate, și cu parțiale, și cu parfumuri de făcut cadou, și cu parfumuri pentru mine. Și zic să începem clipul acesta pentru că nu vreau să lungesc prea mult acest intro. Am profitat de ofertele de Black Friday de pe Dubai Collection. Au fost 15% reducere din partea lor și 10% cu codul meu. Deci 25% reducere au avut ei și am cumpărat și eu două parfumuri noutăți. Dintre noutăți, o să încep cu parfumul pentru mine, ca să zic așa. Uitați-vă câta cutie. Am postat deja pe Instagram. Este vorba despre Arabiat Prestige, despre Nila Suede. Voi știți că eu mai am de la Arabiat un parfum care se numește Laris Absolu. Este inspirat de Velvet Tonka de la BDK și este genial acel parfum, îl ador. Am zis să mai încerc și alte parfumuri de la Arabiat Prestige și m-a atras foarte mult, foarte mult acesta. Sticla este din povești. Parcă este o poțiune, pur și simplu. Este foarte frumoasă sticla asta. Și avem și notele, uite, pe cutie. Avem busuioc, cardamom și bergamot în deschidere. În mijloc avem geranium, lavandă și piele. Iar în bază, mosc, cedru și piele. Pare un parfum întunecat. Pare un parfum greu și misterios. Dar să știți că nu este deloc așa. Eu nu simt pielea. Nu simt pielea în parfumul acesta. Simt ceva aromatic, ceva cremos. Nu mi se pare foarte bine definit. Nu este wow. Cum să vă spun eu? Îmi place foarte mult prezentarea. Este un parfum frumos. Nu pot să spun că îmi displace. Dar nici nu pot să spun că este foarte bine definit, că îmi spune o poveste sau că înțeleg în ce zonă vrea să meargă. Sinceră să fiu, nu pot să zic asta. Nici nu pot să spun că îmi displace, nici nu pot să spun că mă nebunește. Îmi place foarte mult sticla. E cremos, e moscat, pufos, dulceag. Eu nu simt pielea în el. Nu știu. Ia să dau eu cutia asta la o parte să-l vedeți mai bine. O să mai dau un puf pe mână. M-am gândit că poate se mai maturează, se mai dezvoltă în timp. De puternic e puternic. E intens. Mă gândeam la un moment dat că poate o să fie prea puternic pentru mine. Și cumva mi-era teamă puțin de notele astea. Dar e un parfum dulce, moscat, cremos, pufos. Are parcă ceva aromatic acolo. E cumva cremos, are ceva gurmand în el. Deci nu prea știu unde să-l pun. În ce categorie să-l pun. Nici nu pot să-l pun la gurmande. Eu nu simt piele în el. Deci nu are nimic puternic încât să-l fac așa un parfum întunecat. E unisex, îl văd undeva la mijloc. E cremos, cumva lactonic. Moscul ăla e mai pufos, așa mai cremos, lactonic cumva. E o combinație ciudată pentru mine. Și nu neapărat că e ciudată încât să nu pot să-l port. E un parfum destul de ușor față de notele pe care le are și de prezentarea pe care o are el, dar nu prea îl înțeleg. Nu prea înțeleg ce vrea să spună, nu prea înțeleg, nu îmi spune nicio poveste. Da, nu știu ce să zic. O să îl port, o să-l mai las să se mai așeze și o să revin cu impresii, dar momentan nu, e undeva acolo. Îmi place,
dar nu-l înțeleg, nu știu unde să-l pun, în ce categorie, n-aș putea să vă spun a ce miroase, deci nu e ceva foarte bine definit. Nu e rău deloc, deci nu e, nici nu-mi displace, nici nu mă omor după el. Da, ăsta este Nila Swede, mai povestim despre el, e foarte frumoasă sticla, prezentarea. Tot vreau să mai încerc parfumuri de la Arabiat Prestige pentru că îmi place foarte mult la Riz Absolut, dar acela este altceva. Îl înțeleg foarte bine, îmi plac foarte mult notele lui, îmi place foarte mult aroma lui. Ăsta per total așa nu pot să zic că mă nebunește. Da. Un alt parfum de pe Dubai Collection este acest Tubis Bubblegum. Este un parfum cu gumă de mestecat, cu aromă de gumă de mestecat, cu vanilie. Are și fructe în notele lui, ulei de portocală, vanilie, cașmeran și patchouli. N-o să-l deschid pentru că este de făcut cadou și mi se pare foarte drăguț și mi se pare o idee foarte bună. Dacă aveți și voi copilași cărora vreți să le faceți, nu știu, să cumpărați pe lângă ce le mai cumpărați voi de luna decembrie, ca să nu zic altfel, mi se pare o idee bună de pus și un parfumel. Și astea aromate așa mi se par foarte, foarte interesante. Nu am prea avut de ales, adică erau destul de puține variante, nu prea mai erau pe stoc și atunci am ales Bubblegum pentru că cui nu-i place bubblegum în parfumuri? Da, astea sunt parfumurile pe care le-am luat de pe Dubai Collection și vă recomand, dacă vă atrage și pe voi Nila Swede, să îl testați neapărat înainte, să nu cumpărați blind. Și dacă faceți cumpărături pe Dubai Collection, folosiți și codul CC10 pentru 10% discount. Haideți să trecem mai departe la Military Shop, unde reducerile au fost superbe, superbe, ca de fiecare sărbătoare, sărbătoare în ghilimele. De obicei sunt reduceri des pe Military Shop, dar la parfumurile de designer, la nișă mai rar, mai răruț, poate că și de Crăciun vor fi. Știu că anul trecut așa au fost, de Black Friday și de Crăciun. Dar eu nu am cumpărat mare lucru de pe Military Shop, adică mă refer că nu am cumpărat pentru mine, pentru că eu am cumpărat și multe parfumuri înainte de Black Friday, dar mi-am cumpărat un parfum pe care mi-l doream de mult timp, dar nu de pe Military Shop. Și parfumul pe care l-am luat eu de acolo este Moschino Toy Boy. Acum avem familia de ursuleți completă. I-am cumpărat fetiței mele la un moment dat Moschino Bubblegum, acela roz. Apoi am primit varianta aceea transparentă, cum se numește, Moschino Toy 2, cred, și Toy 2 Bubblegum, ceva de genul. Acum avem și Moschino Toy Boy pentru băiat și familia de ursuleți este completă. L-am testat pe acesta, îmi place foarte mult cum miroase, pot să-l port și eu. Bine, nu aș face asta pentru că am prea multe parfumuri ca să port parfumurile lor. Dar vreau să vă spun că l-aș purta, îmi place foarte mult parfumul și îi place și băiatului meu pentru că l-a testat și el și i-a plăcut și știam că îi place, așa că o să-l includem și pe el la cadourile pentru luna decembrie. Știți voi ce vreau să spun? Da, cam astea sunt parfumurile astea cumpărate din magazinele astea care au avut niște oferte speciale. Iar eu mi-am cumpărat de la niște reduceri de la parfum SS. Ei au mereu reduceri, nu știu dacă au fost chiar de Black Friday, dar eu pot să zic că parfumul acesta nu l-am găsit la un preț mai mic decât l-am găsit fix acum în perioada cu Black Friday. Este vorba despre 100 Silent Ways de la Nishane. Și voi știți că recent am cumpărat și Annie. Și acesta era cumva al doilea parfum foarte popular de la Nishane, cel care m-a și atras foarte mult, eram prea curioasă de parfumul acesta,
față de anii. Mi se pare că face parte și dintr-o altă gamă acesta. Annie este un parfum unisex. Ei bine, 100 Silent Ways este un parfum feminin. Este un parfum cremos, floral, da. Este un parfum floral și dacă vă uitați pe Fragrantica, pe la păreri, toată lumea spune că seamănă cu Black Opium. Mie mi se pare că nu are nicio legătură. Este un parfum fructat, floral, dulce, nu foarte dulce, e foarte aromat, foarte feminin, seducător, așa, cremos. Are ca și note în deschidere tuberoză, piersică și mandarină, deci deschiderea este una foarte frumoasă, combinația aia de flori și fructe, de piersică, e delicioasă. Apoi în mijloc avem gardenie, iasomie și oris și în bază avem rădăcină de stânjenel. În bază avem vanilie, santal și vetiver. E foarte floral, deci este mai floral decât mă așteptam și este genul ăla de parfum pe care poți să-l porți tot anul pentru că este un floral dulce, feminin și cremos, cu multe flori albe, cu tuberoze. Dar cred că primăvara strălucește parfumul ăsta, dar oricum este de purtat tot anul. În perioada rece, cred că Annie este mult mai potrivit, e mult mai puternic, este un parfum impunător, acesta este mai romantic, mai feminin, dar miroase foarte bine, foarte bine, foarte bine. Deci eu v-aș recomanda să-l testați. Dar dacă vreți un parfum floral dulce, cu piersică, nu ai cum să dai greș cu 100 Silent Ways. Dacă vrei un parfum foarte feminin, dulce, nu prea dulce, mai floral și care este potrivit și pe care poți să-l porți tot anul. Deci este superb. Nu are nicio legătură cu Annie, nu are vanilia aceea din Annie, că am văzut multe comentarii de genul ăsta, nu mi se pare că, adică eu nu l-am asociat cu Black Opium, o să vedeți foarte multe comentarii de genul ăsta. Nu, este pur și simplu un parfum cu flori, o combinație de flori cremoase, se simte și tuberoza foarte bine, e vanilat. E feminin, e dulce, dar nu foarte dulce. Mi se pare foarte bine echilibrat. Da, îmi place. Și trecem mai departe la parfumurile pe care le-am cumpărat parțiale. Adică nu sunt cumpărate din magazine, ci sunt cumpărate de la alți iubitori de parfumuri. Așa cum l-am luat și pe Nișane Annie. Pe acesta l-am luat de pe parfum SS în varianta tester, așa l-am cumpărat și pe Annie și zic eu că am făcut o afacere foarte bună, dar o să descoperim împreună niște parfumuri superbisime. O să încep cu unul pe care l-am recumpărat și este un parfum care mi se pare foarte potrivit toamna și iarna. Un parfum discontinuat, da, am mai avut unul în colecție, l-am dat unei prietene pentru că știam că și-l dorește mult și dacă l-am găsit, l-am recumpărat pentru că, da, e discontinuat și trebuie avut și el în colecție. Secret Obsession de la Calvin Klein, un parfum cu prune, cu condimente, cu flori și cu o bază cu multe note. Avem santal, ambră, vanilie, lemn de cașmir, cedru, ăsta ce mai este, nu știu exact ce este, niște plante verzi, dar și rădăcină de stânjenel. Este un parfum lansat în 2008 și nu este cel mai modern parfum, dar mi se pare foarte frumos, o combinație pe care nu o găsești așa peste tot și nu în orice parfum și nu în parfumurile astea care se lansează acum. Foarte tare, e puternic, e mai, aș putea să spun, un parfum ceva mai serios, așa, mai sobru. Cel puțin așa e pentru mine, știți că
Eu mă duc cumva în zona asta mai ușoară a parfumeriei, la parfumurile mai dulci. Dar am în colecție și parfumuri ceva mai serioase, pentru că am nevoie și de astfel de parfumuri. Iar acest Secret Obsession nu este genul de parfum după care să întind mâna toată ziua, însă e de avut în colecție și o să-l port din când în când. Haideți să trecem la un parfum care m-a dat pe spate. Cred că este noua mea obsesie pentru perioada rece și primul parfum pe care îl am de la această casă este vorba despre Byredo 1996 Ineze Vinud. Este un parfum cu o deschidere puternică, dar care se usucă atât de frumos, de dulceag, de vanilat, de fin, de rafinat. Deschiderea este una mai impunătoare, puternică, așa cum o văd la Shalimar. Știți că deschiderea la Shalimar este una puternică și cumva ai nevoie de maturitate pentru a putea să treci peste acea deschidere. Vreau să zic că este un parfum matur, un parfum pentru care ai nevoie de un pic de antrenament înainte, altfel o să zici că e un parfum prea puternic sau că nu miroase bine. Și așa este și 1996 de la Byredo, are o deschidere puternică, dar se transformă, la fel cum se transformă și Shalimar de altfel, în ceva superb. Superb, nici nu mă gândeam că parfumul ăsta o să mă dea pe spate. Sticla este una frumoasă, este una minimalistă, ce e al lor, e al lor, ce să zic, și poate că o să mai descoper și alte parfumuri, dar da, avem în deschidere boabe de ienupăr. Nu înțeleg de ce e atât de puternic acest ienupăr, dar da, e puternic, e plântos, ierbos cumva, strong, ceva tare. Ceva tare poate să te ducă cu gândul și la o băutură tare, o băutură alcoolică tare. Apoi avem în mijloc stânjenel și violetă și în bază avem ambră, pielărie și paciuli. Dar, cu siguranță, avem o vanilie superbă pe lângă toate aceste note. Sigur, 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 pentru că se usucă atât de frumos și se transformă. O să mai vorbim despre el, vreau să-l port în perioada următoare. Îmi place foarte mult, persistă foarte bine. Deci, e în zona aceea de parfum ceva mai serios, de parfum pe care eu aș putea să-l port absolut oriunde în perioada rece. Doamne, dar are o aromă atât de frumoasă. Are o aromă, deci testați parfumul ăsta, dar dați-i timp. Dați-i timp să se dezvolte și să vedeți cum pur și simplu înflorește. Deci este minunat. E minunat. Și sticla este foarte frumoasă, deci îmi place mult, mult de tot. Următorul parfum este pentru păr. Este vorba despre Guisou, cred că așa se citește, Honey Infused Hair Perfume. Este un parfum pentru păr cu miere. Roxana, dacă ești pe aici, la un moment dat am vorbit despre ele. Să știi că miroase genial. E super, super frumos, foarte feminin. Mă uitam pe Fragrantica că este la 400 de lei 50 de mililitri. Pe Sephora, pardon. Și voiam să văd ce note are acest Guisou, pentru că cu siguranță nu are doar miere. Eu cred că are și niște flori. Ia să vedem ce scrie despre el. Guisou Honey Infused Hair Perfume este un parfum delicat pentru păr îmbogățit cu Mirsalehi Honey, obținută din grădina Mirsalehi Bee Garden, conceput pentru a reîmprospăta și impregna părul cu un parfum simbol al Guisou. O aromă feminină care lasă în urmă un siaj irezistibil de note florale care evocă Mirsalehi Bee Garden.
efectele sale, lasă în urmă un siaj irezistibil de parfum ghisu, alcătuit din miere, mirsalehi, hani și surse florale. Împrospătează instant părul. Mirsalehi hani hrănește părul și îi conferă strălucire, deci nu este doar un parfum. Da, să știți că miroase a flori și a miere. Nu știu dacă lasă acel siaj, pentru că nici nu știu unde să mă mai dau. Miroase a miere, a flori, e puțin efervescent, e puțin proaspăt, foarte feminin, dulce, mieros, dar e o miere foarte plăcută, deci miroase bine, bine de tot, nu seamănă cu alte parfumuri în zona asta de flori îndulcite, flori dulci sau nu se duce în zona altor parfumuri cum ar fi cele de la Nuxe. Nu. E diferit, nu am mai mirosit nimic până acum așa. Este foarte frumos, este intens, este puternic. Are și ceva proaspăt acolo, deci miere, flori, niște fructe, ceva efervescent. Nu e doar un parfum de primăvară, nu e doar un floral de primăvară, e pentru tot anul. E foarte feminin, e mieros, e delicios parfumul ăsta. Din păcate nu știu cum persistă, cum lasă el siajul acela, dar o să-l port și promit că revin cu impresii. Mirosul este extraordinar de frumos, asta vă garantez. Foarte bine miroase, foarte, foarte bine miroase. Mă duce cu gândul la auriu, mă duce cu gândul la un soare puternic. E cumva strălucitor, așa. Foarte bine miroase. Foarte bine, foarte bine. Mai vorbim despre el, dar îmi place. Mă bucur că am descoperit și eu un produs de la Ghisu, pentru că mi-au atras atenția. Și ultimul parfum despre care vorbim este unul de la Kilian și este vorba despre Sacred Wood, lemn sacru. Un parfum lemnos ambrat unisex, care este în varianta aceasta refil, da? O să-mi pun eu în sticluță mai mică și o să-l folosesc așa. Da, am aici tot ce trebuie pentru a face decant și este un parfum lemnos, cremos, spicy. Nu știu exact cum se dezvoltă, pentru că n-am apucat să fac un decant și să îl folosesc, doar pe piele l-am pus și îmi place. Nu este un parfum prea puternic, deși, dacă vă spun, notele spune că e ceva mai întunecat. Nu mi se pare, chiar mi se pare un lemnos, unisex, plăcut, cremos, cald pentru perioada rece. Are în deschidere nalbă de mosc, semințe de morcov și piper. Da, se simte piperat, dar îl simt mai mult ca și pe un piper negru. O combinație cremoasă, lemnoasă, lemn de santal cu piper, cu un pic de piper negru. În mijloc avem lemn de santal, lapte, amiris, balsam de copahu, elemi și chimion. Iar în bază avem cedru de atlas, smirnă, balsam tolu, lămâie, lemn de santal, și misoare și ambră. Deci nu este genul ăla de parfum condimentat sau foarte condimentat, este mai mult lemnos, e puțin piperat, dar e lemnul ăla de santal, mi se pare că iese foarte bine în evidență, cel puțin până să se dezvolte. În prima parte este foarte mult lemnul de santal în evidență. O să-l port și revin cu impresii. Întâi să mi-l pun și eu într-o sticluță, să-mi fac un decant și să-l port și promit că revin și cu parfumurile săptămânii, pentru că de ceva timp tot spun că o să revin cu parfumurile săptămânii, dar de această dată chiar o să revin. Întrebarea mea este: ce vreți să mai vedeți pe acest canal? Sincer să fiu, am cam rămas fără idei și
spuneți-mi și voi ce ați vrea să vedeți pe acest canal. Da? Nu știu. Dați-mi idei pentru că sunt în pană de idei. Până în luna decembrie sunt cumva... Mi-am făcut niște planuri pentru luna decembrie. Bineînțeles că o să vorbim despre parfumuri cu tematică de Crăciun, pentru că îmi place foarte mult luna decembrie și vreau să fie superbă și aici pe canal. Așa că până în luna decembrie spuneți-mi ce vreți să vedeți pe acest canal. Ce parfumuri, nu știu, ce vă interesează, ce vreți voi să vedeți. Și bineînțeles că o să țin cont de ideile voastre. Poate o să mai găsesc și eu câteva, dar dacă ați observat că postez un pic mai rar, hai că n-am postat chiar așa de rar. Ba da, așa mi se pare mie, pentru că am filmat mai puțin decât de obicei, pur și simplu nu am știut ce să filmez. Da, aștept comentariile voastre cu mare plăcere, spuneți-mi și voi ce parfumuri v-ați cumpărat de Black Friday. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, dați share, împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, mai ales dacă aveți prieteni iubitori de parfumuri. Puteți să lăsați un like, puteți să vă și alăturați dacă doriți să susțineți acest canal. Și noi ne vedem în curând cu un video nou, v-am pupat! Pa, pa!